Veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Familia primitoare de oaspeți, o familie din Sunem. Femeia este cunoscută mai mult, poate, acea femeie care l-a primit pe Elisei în casă, dar noi avem aici tratată ca și familie. Biblia scrie și despre ea și despre soțul ei, apoi scrie și despre copilul lor care a fost mort și a fost înviat apoi de Elisei. Este o familie căreia nu știm nici numele soțului, nici numele soției, o familie fără nume, dar cu renume. O familie cunoscută, dar care exact nu știm cum i-a chemat. Dacă vreți o altă situație de primire de oaspeți în Biblie, acea văduvă din Sarepta, un împărat 17, din nou, arhi cunoscută, văduva din Sarepta, dar cum o fi chemat? Nu știm. De multe ori sunt familii care sunt prinse în lucrarea lui Dumnezeu și numele lor nu are o răsune special, dar lucrarea lor este cunoscută. Chiar dacă, să zic, o familie primitoare de oaspeți cunoscută, familia aia de lângă gară. Băi, nu știe nimeni cum îi cheamă. Dar tot știu că familia aia lângă gară este o familie primitoare de oaspeți. Sau familia aia lângă biserică, să știu un alt reper care este dat. Un alt amănunt introductiv al acestei familii și, în general, a familiilor primitoare de oaspeți, este că pentru a fi o familie, pentru a avea o familie primitoare de oaspeți, trebuie să fie îndeplinite cel puțin două condiții. Și ele sunt trecute aici în text, spune versetul 8. Într-o zi, Elisei trecea prin Sunem. Acolo era o femeie bogată. Ea a stăruit de el să primească să mănânce la ea și ori de câte ori trecea, se ducea să mănânce la ea. Condiția materială. Dacă cineva are o singură cameră și are nu știu câți copii, în mod normal nu poate să îndeplinească un rol de a primi niște oaspeți, pentru că nu are camera disponibilă pentru oaspeți. Dacă cineva este sărac, în mod normal, nu poate sluji să dea să mănânce la alții dacă și el este într-o situație critică, decât dacă Dumnezeu face o minune, o excepție, cum a făcut cu acea văduvă din Sarepta. Acestea sunt excepții, dar în mod normal, Dumnezeu cere celor care au o condiție materială să slujească ca și primitor de oaspeți. Nu neapărat acum să fie fruntea de bogați. Și să spună, până nu ajung la un anumit nivel, la un anumit plafon de casă, numai de acolo încolo îmi pot permite să primesc oaspeți. De la minimul necesar în sus. Și gândind în ideea că noi nu primim oaspeți pe nu știu ce oficialități ale statului, care să aibă pretenții. Noi primim oaspeți pe oamenii lui Dumnezeu, care n-au niciun fel de pretenții. Decât un minimum necesar. O altă condiție, spune versetul 13, și Elisei a zis lui Gehazi, spune-i, iată, pentru noi tu ți-ai făcut toată turburarea aceasta. Este într-adevăr un deranj, o turburare oarecare, să primești musafir și aceasta în mod regulat. Ce putem face noi pentru tine? Trebuie să vorbim pentru tine împăratului sau căpetenii oștirii și acum ascultați răspunsul ei. Ea a răspuns, eu locuiesc liniștită în mijlocul poporului meu. O altă condiție pentru a fi primitor de oaspeți este ca familia să fie fără probleme spinoase, fără probleme aparte. De exemplu, dacă este un soț nepocăit și gelos, poate fi acolo gazdă primitoare de oaspeți? Nu poate fi. Deci trebuie să fie niște probleme de liniște, de pace, niște condiții propice, prielnice desfășurării primirii de oaspeți. Biblia, în vederea aceasta, scrie, de exemplu, în Noul Testament că obligatoriu trebuie să fie familii primitoare de oaspeți, familie lucrătorilor. Citim în 1 Timotei, capitolul 3, versetul 2, una dintre condiții la prezbiteri este primitor de oaspeți. Și în Tit 1 cu 8 este reluată din nou și apare și să fie primitor de oaspeți. Este o condiție în care trebuie să se încadreze lucrătorii din biserică. Asta pentru că la ei, să zic, vin musafiri din alte parte, lucrători care colaborează. La ei vin oameni din biserică pentru diferite probleme. Și din mai multe puncte de vedere, ei trebuie din oficiu, din star, să fie primitori de oaspeți. Este recomandată la modul general, de asemenea, primirea de oaspeți. Biblia spune în Evrei 13:2, să nu dați uitării primirea de oaspeți. Așadar, pentru a fi cineva consacrat ca și primitor de oaspeți o familie, trebuie să aibă o anumită situație, nu neapărat ceva
deosebit, ci ceva normal, dar necesar. Trebuie să n-aibă probleme deosebite pentru a nu crea probleme. Amintiți-vă ce spuneau fariseii cu cine veneau pe Domnul. A intrat să găzduiască la un om păcătos. Bine, Domnul a schimbat situația, că din acea clipă Zacheu n-a mai fost păcătos. Așa am putea și noi intra. Să intrăm, să găzduim la o femeie ca și Rahav, dacă din clipa aia Rahav schimbă toată pagina. Numai că dacă nu o schimbă, este o problemă să găzduiești acolo. În mod special pentru lucrători, dar pe cât se poate, pentru toată lumea, este recomandată această situație privind primirea de oaspeți. Cu aceste gânduri introductive să pășim a urmări pe cei doi. Bărbatul și femeia din acea familie din Sunem. Deci, în mod special, textul nostru va fi din 2 Împărați 4 și mai avem un pasaj și din 2 Împărați capitolul 8, versetele 1 la 6. Dar mai întâi, 2 Împărați capitolul 4. Acest soț, măcar că nu iese în evidență în mod deosebit, totuși el, în aportul său, privind primirea de oaspeți, își dă acceptul voluntar. El acceptă ca familia lui să fie o familie primitoare de oaspeți. Reiese clar de aici că n-a fost numai dorința soției. Nu numai ea, ci și el, în primul rând, ca și capul familiei, a fost primitor de oaspeți, pentru că citim în versetul 9 la 11, ea, măcar că avea inițiativa într-o anumită problemă, spune ea, ea a zis bărbatului ei, iată, știu că omul acesta care trece totdeauna pe la noi este un om sfânt al lui Dumnezeu, să facem. Și spune versetul 11, Elisei, întorcându-se la Sunem, s-a dus în odaia de sus, a culcat acolo. Ori nu putem crede că femeia a construit singură. Și ea a spus bărbatului și bărbatul, pentru că era de acord cu această lucrare privind primirea de oaspeți, a construit acea odaie sus pe ziduri, gata pentru Elisei. El a acceptat aceasta. Pentru că în mod normal, ambii soți trebuie să își dea acceptul la primirea de oaspeți. Un al doilea lucru, în dreptul bărbatului dintr-o casă primitor de oaspeți, este că el trebuie să împletească munca cu dărnicia. Dacă este un om leneș, îi va fi cam greu să fie primitor de oaspeți, pentru că un om leneș se uită la tot ce adună și când va vedea că se împrăște așa pe apa Domnului, nu îi va face plăcere lucrul acesta. În mod deosebit, bărbații din familie primitori de oaspeți, unii dintre ei, cel puțin, nu ies în evidență prin știu ce slujbe. Ei sunt oamenii care muncesc, dar știu ce se facă cu munca lor. Vedeți, el era mai mult la câmp, spune aici versetul. Citim în versetul 18. Copilul s-a făcut mare într-o zi când se dusese pe la tatăl său la secerători. Nu totdeauna a fost acasă când a servit femeia pe Elisei și pe Gehazi, pe cei doi musafiri. Dar el muncea și muncii lui i-a dat un sens bine precizat pentru Dumnezeu în lucrare. Sunt familii în biserică care nu ies în evidență prin știu ce lucruri aparte. Mă refer la slujbele aici sau chiar la slujbele din alte biserici sau din evanghelizări, știu eu unde. Dar ei muncesc. Și munca aceasta a lor se concretizează în a dărui pentru cei care vin în lucrare, în a pregăti masă, în a pregăti o odaie pentru cei care vin. Uitați-vă, citim aici în versetul 10. Să facem o odaie sus cu ziduri. Oricum este o dăruire să faci cel puțin o cameră, nu? La etaj. Și să punem în ea și mobilierul necesar. Aici am putea face o paranteză, totuși și lucrătorii Domnului ziceau și e nevoie. Un pat, e nevoie și de odihnă, o masă, și aia trebuie pus uneori pe ea, uneori pâinea aceea toate zilele, de un fel, alteori pâinea cealaltă. Un scaun, ca să stea acolo când va veni la noi. Avea Elisei și Ghihazi aici ca un fel de viză de flotant. Venea acolo ca la ei acasă. Avea ca și acasă toate facilitățile. Masă, scaun, pat. Gândiți-vă că în Vechiul Testament nu erau colțare ca și acum sau alte lucruri mai speciale. Astea erau lucrurile obișnuite, ceea ce are un om nevoie. Este ca și cum ar fi făcut o casă specială. Acum să ne gândim noi. Care dintre noi am ajuns cu primirea de oaspeți până aici, încât o anumită cameră, să nu spun mai mult decât scrie textul, cu tot mobilierul să fie rezervat în exclusivitate, ori de câte ori vin musafiri la noi, să vină acolo. Este oricum. Și pe lângă acestea, mâncarea. Pentru că spune versetul 8, ori de câte ori trecea, mânca acolo. Ei și-au luat aceasta ca o sarcină de toate zilele, ca o sarcină permanent. Și când bărbatul împletește munca cu dărnicia, în sensul lucrării lui Dumnezeu,
atunci este un bărbat în a cărui casă se poate scrie pe ușă primirii de oaspeți. Un al treilea aspect acestui bărbat este că slujirea lui a fost la timp și în timp, anume, în versetul 10, 9 și 10, soția i-a propus să facă această cameră și în versetul 11 citim că deja era făcută. Dacă nu primim oaspeții, cum spune în Petru 1, Petru 4 cu 9, fiți primitori de oaspeți între voi fără cârtire, oaspeții în lucrare, nu întotdeauna îi putem noi programa. Alteori ne-au prin surprindere. Uneori vin chemați, alteori, și frumos așa, nu? Vin trimiși de Domnul. Sau, știu eu, printr-o altă coincidență. Suntem noi gata să slujim la timp? Așa în timp, știu eu, de sărbători sau cândva cu anticipație, să pregătim patru sau atunci. Poate că ar face-o mai mulți. Dar să fii gata în timp, optim, când trebuie, ca la alarmă. Să fii omul de intervenție la primirea de oaspeți. Dacă trebuie să o facem, o facem. Și nu să o faci numai cândva. Uitați, copilul s-a făcut mare și ei încă primeau oaspeții aceștia. An la rând să te ții de acest obicei bun și să perseverezi în așa ceva. Am putea spune despre el că este omul care acceptă să muncească pentru lucrarea lui Dumnezeu și fără pretenții. Pentru că spune versetul 13 când oricum veniseră de o bucată de vreme bună. Și sunt unii care primesc oaspeți nu cu gând bun. Și Elisei Ghehazi a întrebat-o, ce să facem pentru voi? Ce să vă dăm în schimb? N-am nicio pretenție. Când așa o faci, fără pretenții, ca pentru Domnul, fără vreo pretenție anume, atunci este cu adevărat o atitudine primitoare de oaspeți după Scripturi. Ce îmi place în mod deosebit în dreptul acestui om de asemenea, este colaborarea lui cu soția în primirea de oaspeți. Dacă nu colaborează cei doi, amintiți-vă de Avram, Geneza 18. A spus, domnilor mei, intrați la mine. A fugit repede la Sara, auzi, ia repede făină, făturte. Și l-a fugit repede, a luat un vițel și l-a pregătit. Dacă nu este înțelegere între cei doi, dacă noi am spune, când vin musafiri la biserică, fraților, veniți la noi. Și trimitem vorbă pe un copil, soție, veni cu 10 oameni la masă. Și nu am pune și noi mâna să o ajutăm, sau nu... Ne-am face și noi munca noastră și partea noastră. De asemenea, să zic, dacă soția este primitoare, dar noi nu colaborăm, nu iese bine. Dar acești doi oameni au colaborat. El, ca și cap al familiei, măcar că ea iese în evidență, vreau să citim câteva versete în care rezultă că totuși el conducea acțiunea. Citim în versetul 9, ea a zis bărbatului ei, de ce nu s-a înțeles ea direct cu slujii? Băi, acum, până nu-i sezon de semănat, de secerat, face repede o daie sus. Și pe când ei să facă măsurătorile, să vină bărbatul, dar ce faci, dragă? Aha, am o idee bună. Asta pentru Dumnezeu fac. I-a zis bărbatului și bărbatul a fost cel care a condus această lucrare, această acțiune. Și tine, asemenea, versetul 22, în care rezultă că ea, măcar că avea acțiune atât de bună, a știut să-l pună pe el în față. A chemat pe bărbatul ei și i-a zis, trimite-mi. Și apare o expresie, te rog, un slujitor și o măgăriță. Vreau să mă duc până la omul lui Dumnezeu și apoi mă voi întoarce. O femeie care vorbește cu bărbatul, auzi, te rog, hai să facem aceasta. Îi lasă lui posibilitatea de decizie. Dacă ar face doar de capul ei și bărbatul s-o punea, credeți că mai venea Elisei să stea la ei? Ce să fiu, să o fac ceartă în casă? Mă tot duc. Dar ea a știut cum să pună problema și el și-a înțeles și el lucrarea lui și au colaborat împreună. Și totuși, măcar că era cap al familiei, nu orice bon de consum și cel de la bucătărie trebuia vizat de el. Spune în versetul 23 și el a zis, pentru ce vrei să duci astăzi? Doar nu-i nici lună nouă, nici sabat, i-a răspuns pe pace. Și ei aveau parolele între ei, gata, bun, asta e libertatea ta, faci tu. În problemele mari de decizie, cum era să facă o daie sus, era normal să depindă de ea. Dar ce să comande la bucătărie și ce să fie felul 1 și felul 2 și ce să fac? Și unde să se miște ea, când să meargă în piață sau să nu meargă, sau lucruri de genul acesta. Avea fiecare libertatea lui și avea o înțelegere între ei că este treaba bună. Credeți că dacă era bărbatul ispitit și ea a plecat în forță, fără știrea lui, mai învia copilul? Nu mai învia. Poate mai mureau și vreunul din ei.
Dar între ei era o bună înțelegere, o bună părtășie. Apoi colaborarea se vede și în versetul 10, unde scrie, să facem. Și dacă ea spune, auzi, eu ți-am dat ideea, tu faci. Să facem împreună. Amândoi să ne aducem aportul în această lucrare a primirii oaspeților. Apoi versetul 19. Și tatăl a zis, când copilul s-a plâns că îl doare capul, a spus, du-l la mama sa. Știau fiecare care e locul lui și știau să spaseze atribuțiunile frumos. Acum du-l la mama sa. Auzi, te rog, lasă-mă să mă duc. Bun, gata, du-te. Oricum, oamenii Dumnezeu când vor veni într-o familie și vor vedea că este pace și oricum, miroase a Duhului Dumnezeu unde este. Ia unde nu se simte și în atmosferă, e o împotrivire, nu poți nici să dormi, că te visesc cu știu eu ce balauri. N-ai liniște să mănânci, că vezi că nu-i deschidere. Unul îți dă, spune poftă bună și altul îți numără mușcăturile. Și... Dar unde este o bună colaborare? Acolo te simți bine. Haideți să trecem să o vedem și pe sora. Poate surorile noastre grabnice să fie primitoare de oaspeți așteaptă cu nerăbdare să vadă cum s-a comportat sora asta în model din Scripturi privind primirea de oaspeți. Care a fost lucrarea ei proprie? Ce i-a revenit ei în lucrarea primirii oaspeților? În primul rând, amintim despre ea că a avut inițiativa născută nu din dorința de a face ceva, în sens de a se afișa ea deasupra bărbatului, de că este mai pocăită, ci din dorința ei pentru a sluji. Spune versetul 8, recitim. I-a stăruit de el să primească să mănânce. Știi, când te duci într-o familie, era o soră, spunea, așa-i fraților că nu mai mâncați. Ce să zici, că mai mănânci? Și i-a stăruit de el să mănânce. Și spune aici, ori de câte ori trecea, se ducea să mănânce la ea. Pentru că a văzut deschiderea ei, a dorit să slujească oamenilor lui Dumnezeu. Și aceasta a dorit să o facă în mod regulat. Și acum și data viitoare, s-ar putea, într-o familie, să fie amândoi porniți și să aibă dorința. Sau unul să aibă inițiativa. Poate are soția inițiativa și dorința mai mare. Poate are soțul, dar oricum, a luat amândoi trebuie să fie pozitivă. Că dacă nu plus cu minus, dă minus și gata. Dacă e plus cu plus, dă plus. Este lucrarea bună. Versetul 9. I-a zis bărbatului, iată știu că omul acesta care trece totdeauna pe la noi este un om sfânt al lui Dumnezeu. Pentru a nu fi înțelegi greșit de unii care n-au darul acesta sau cel puțin nu vor să-l aibă, să știți că adevărații oameni al Dumnezeu nu sunt niște profitori. Nu citim că Elisei a bătut la poartă și a zis, băi, voi sunteți bogați, v-ar fi rândul să ne primiți. N-a intrat decât în urma stăruinților ei. Ilie a făcut-o și a spus, dăm să mănânc în urma unei trimiteri speciale de la Dumnezeu. Dar să știți că lucrarea Dumnezeu niciodată nu-i pe cerșite, ci este unde este inimă bună. Așa spune Biblia, cine dă, să dă cu inimă largă, cu inimă bună. Că așa îi place și lui Dumnezeu și oamenilor lui Dumnezeu. Dacă nu este așa, nu se simte bucuria nici pentru cel ce dă, nici pentru cel ce capătă. În al doilea rând, femeia aceasta așa, pe lângă că a făcut-o în mod regulat, slujirea ei, a făcut-o în creștere. Și aici putem să ne verificăm. Deci pe lângă că îi dădea să mănânce, nu știu exact unde dormea Elisei până atunci, poate pleca la drum, sau știu eu, în alte condiții, mai improprii. A dorit să crească slujirea ei. Dacă până acum nu mai am dat să mănânce, acum aș vrea și să spăl puțin, să fac curățenie după ei. Și Elisei spune, am citit în versetul 13, ți-am făcut toată turburarea aceasta. Cât ar fi niște musafiri de cizelați și de politicoși, păi tot trebuie să faci curățenie după ei, nu? Păi tot trebuie să speli, cel puțin vasele. Este o muncă și a dorit ca munca ei să crească. Pe lângă servirea mesei, care să zic că am putea o face la biserică, să spun o soră, păi eu fac ca și cât a făcut femeia din Sunem în versetul 8, la biserică le adu mâncare. Dar alta spune și versetul 9, eu îi primești acasă să doarmă. Dacă este posibilitatea, bineînțeles. Și fac o slujire mai mare. Nu ne învață Biblia să creștem în toate privințele? Ba da, și Domnul să ne ajute. Să creștem în slujirea noastră, chiar și în această privință a primirii de oaspeți. În al treilea rând, și aici ceva important, rețineți, ea știa pe cine primește. Să nu credeți că de acum vă punem să primiți pe toți oamenii care umblă pe drum. Sunt trei atitudini privind primirea de oaspeți. Una, să primești pe cine știi, spune versetul 9. Iată știu că omul acesta este un om sfânt al lui Dumnezeu. Biblia și Domnul Iisus
a spus în Matei 10, cine primește pe ucenic de-al meu, pe mine mă primește. Pe cine știți că sunt oamenii lui Dumnezeu, primiți-i cu toată inima, ca pe Dumnezeu. Când știi că, într-adevăr, sunt oamenii lui Dumnezeu. Uitați, citim în Geneza 18, prima situație. Deci să primești când știi cine-i. Când ești încredințat că ăștia sunt oamenii lui Dumnezeu și n-ai dubii asupra lor. Geneza 18, când au venit cei trei înainte de a merge la Sodoma, trecând prin fața cortului Avram, 18:3, apoi a zis, Doamne, dacă am căpătat trecere înaintea ochilor tăi, nu trece, rogu-te, pe lângă robul tău, Avram i-a cunoscut. Că prin Duhul, că fizic, nu știu. Dar noi vorbim de cei care îi cunoaștem. Când îi cunoști, este bine să îi primești din toată inima, regulat și cu o slujire în creștere. A doua situație, spune Biblia în Evrei 13:2, să nu dați uitării primirea de oaspeți, căci unii prin ea au găzduit fără să știe. Apare situația, vine cineva pe drum și nu știe cine-i. Să nu dai uitării primirea de oaspeți când nu știi despre ce e vorba. Și avem exemplul lui Lot din Geneza 19:2. Lot își mai pierduse el din viziunea, sau nu știu dacă a avut-o suficientă vreodată, 19:2. Apoi a zis, domnii mei, intrați, vă rog, în casa robului vostru, să rămâneți peste noapte, apoi vă veți vedea de drum. Nu știu că cine sunt. Dar i-a primit, datorită caracterului său de ospitalitate. I-a primit Lot. Bine a fost că i-a primit? A fost salvat, a fost bine. Fără să știe, a primit pe îngeri. Acum poate se naște o întrebare normală. Dar dacă nu știm, cine știe, ori fi îngeri sau ori fi demoni? Ei, aici vreau să vă amintesc o pildă. Se spune că era o familie primitoare de oaspeți, casa din Sunem, ca Avram, și întotdeauna musafirii veneau la ei. Și frații au spus, vedea, Biblia spune și pentru ceilalți ca o recomandare cel puțin, primiți și voi oaspeți. Și o familie care vrea să se afirme, a zis, gata, musafirii ăștia duminică la noi vin. Și a dus la ei. Duminică seara, l-a dat să mănânci, sau l-a dat, a spus, uite, noi suntem primitori de oaspeți, numai că pe luni dimineața, pe când se le pregătească micul dejun, nu a mai apărut din dormitor. Că ei plecaseră peste noapte, făcut inventarul și au găsit ceva plusuri și le-au luat. Aici depinde de Dumnezeu. Tu nu știi, dar Dumnezeu știe? Dumnezeu știe. Dumnezeu ne poate ocroti. Dar în schimb, dacă nu ești în regulă, poți și păți. Aici o facem prin credință, când nu știm. Dar totuși vrem să manifestăm caracter de primire. Și o a treia situație, deschideți, vă rog, la 2 Ioan, capitolul 1. Atitudinea, a treia atitudine privind primirea de oaspeți, 2 Ioan 1:10. Dacă vine cineva la voi și nu vă aduce învățătura aceasta, să nu-l primiți în casă și să nu-i spuneți bun venit, că cine îi spune bun venit se face părtaș faptelor lui rele. Nu vă faceți primitori de oaspeți cu slujitorii diavolului. Fiți pe pace. Repet cele trei atitudini. Când știi cine-i, îl primești. Când nu știi, îl primești prin credință și cu rugăciune, așa atent. Poate avem unii experiență cu atenția aceasta până unde se ducă și cum să acționăm, când nu știm despre cine e vorba. Iar când știi că cine-i, că e unul care strică, păi să-l trimite la casă, dar fără bani de drum. Că nu cumva să-i fi dat cineva la plecare și de întors cu ăștia să mai facă un tur. Sau eventual îi dai până la următoarea stație. Deci cu cine nu e omul lui Dumnezeu, nu-i mai încuraja misiunea lui și a-l primi. Noi suntem primitori de oaspeți, pe mine nu mă interesează. Nu, nu, Biblia nu spune, pe mine nu mă interesează. Când nu vine cu o învățătură sănătoasă, când nu-i trimis lui Dumnezeu și ăsta duce turburare și necaz, nu-l primi în casă. Că o să se ia duhurile pe familia ta și pe copiii tăi și o să te catalogueze frații ca atare, o să spună că ești ca el, că numai cine se aseamănă se adună. Și Domnul să ne păzească de aceasta. Amin. Alte lucrări, alte aspecte ale vieții acestei femei primitoare de oaspeți. De multe ori poate, dacă vine cineva din Occident, de exemplu, și bănui că are ceva niscai dolari și știi că va să dea pe la sărat și știi că omul este domn, omenos, poate am fi tentat să-l primim, nu? De bună seamă, dar o să-și plătească măcar hotelul și cantina. Și asta o să o facă în valută. Am fi tentat să o facem. Dar foarte mulți oameni al Dumnezeu îți ca Petru și Ioan. Ce am îți dau, dar bani nici vorbă.
Și atunci, ni se merită să facem aceasta? Da, dacă nu știm pe cine primim pe deasupra, trebuie să-i mai și selectăm, să-i cenzurăm, cel puțin în parte. Se merită o asemenea lucrare? Care e răsplata unei asemenea activități? Și avem la această familie și în mod special la această femeie, cam în dreptul ei sunt trecute, dar oricum s-au revărsat și răsfrânt asupra întregii familii, aceasta e clar. Trei feluri de răsplătiri care au venit peste ea. Citim mai întâi de la versetul 13. Gehazi cu Elisei stau de vorbă, Elisei cu Gehazi, și se întreabă, ce se face mai pentru femeia asta? Ce să facem pentru ea? Să vorbim căpetenii? Ce să facem? Ea n-are fiu, spune Gehazi, versetul 14, și bărbatul ei este bătrân. Și el a zis, cheamă. Gehazi a chemat-o, i-a venit la ușă. Elisei a zis, la anul pe vremea aceasta, vei ține în brațe un fiu. Ce își poate dori o familie bogată, care n-are copii mai mult decât un copil? Ce își poate dori? Hai să zici că săraci, bolnav fiind, poate spun, băi, nu mai necăjim pe nimeni, așa n-avem ce-i lăsa, m-a trebuit să ne grijească. Dar bogați fiind și fără copil, ce își puteau dori mai mult decât un copil? Dacă le dădea Elisei încă niște bani, poate era numai o muncă în plus, îi mai îngroape, undeva știu eu cum se îngropau comorile atunci, sau un efort suplimentar. Dar ei au fost răsplătiți în cel mai sensibil punct al vieții lor, dăruindu-se-le un copil. Există o răsplată care decurge chiar din faptul de a primi oamenii lui Dumnezeu. Oamenii aceștia, vă spuneam, nu sunt nici cerșitori, nici profitori. Ei poate nu pot să-ți plătească, dar într-un fel tot te răsplătesc. Citim și în Evanghelia după Luca, ceva ce s-a petrecut în timpul Domnului Iisus, și Domnul Iisus s-a înscris și el pe această linie, ca și în situația cu femeia cu copilul, Luca 7. Aici citim că un sutaș avea un rob la care ținea foarte mult, versetul 2, și robul acesta era bolnav pe moarte. Fiindcă auzise vorbindu-se despre Iisus, sutașul a trimis la el pe niște bătrâni ai iudeilor ca să roage să vină să vindece pe robul lui. Aceștia au venit la Iisus, l-au rugat cu tot din adinsul și i-au zis, face să-i faci acest bine, căci iubește neamul nostru. Și el ne-a zidit sinagoga. A rezolvat Iisus acest caz? L-a rezolvat. De ce? Pentru că omul acesta avea un avans la Dumnezeu. Spune Biblia în carte Iov, cui sunt dator ca să-i plătesc? De acum probabil că învidiau alții din jur. Că așa face Dumnezeu. Dacă slujești în măsura în care ai posibilitățile tale, Dumnezeu nu se lasă să nu-ți răsplătească. Și după aia o să te invidieze și invinuiască cei din jur să spună, tu acum poți? Dar de regulă am întâlnit oameni care pot să răspundă, da, acum am. Dar știi că atunci când am slujit și când am început, n-aveam? Că Dumnezeu nu acționează numai în urma lucrării tale? Dacă Dumnezeu ne-ar binecuvânta anticipat, poate ne-am gândit și noi în urmă să răsplătim. Dar Dumnezeu în măsura în care te dăruiești, așa îți dăruiești. Și Dumnezeu nu îți dăruiește numai ca oameni, în natură, în același schimb. Privind toate domeniile. De exemplu, spune Biblia în Psalmul 41, un alt domeniu la care Dumnezeu poate să îți răsplătească. Ferice cel ce îngrijește cel sărac, căci în ziua nenorocirii Domnul îi zbăvește. Domnul ține în viață, el este fericit pe pământ. Nu-l lași la bunul plac al vrăjmașilor lui. Poți să primești un copil care îți plată, să zic. Poți să primești vindecare, tu sau alții. Poți să nu fi lăsat în mâna vrăjmașului pentru milostenia care ai făcut-o. Este o răsplată de a nu fi dat pe mâna vrăjmașilor tăi. Nu-l lași la bunul plac al vrăjmașilor lui. Chiar dacă apar uneori, spune versetul 4, păcate uneori. Greșeli, nu în sensul de a trăi cineva în păcat, dar mult mai ușor trece omul înainte lui Dumnezeu și astfel. Acest copil totuși, după ce l-a primit, a murit. S-ar putea cineva să primească o mașină în numele Domnului și acum să meargă cu ea în misiune și să tamponeze. Uite, asta e binecuvântarea Domnului. Fii pe pace. Fii de două ori binecuvântarea Domnului, că o să găsească unul care o repară tot în numele Domnului. Și o să fie două binecuvântări, nu una, să fie mai mulți oameni binecuvântați. A primit un copil, dar copilul s-a îmbolnăvit. Și noroc a fost de scurtă durată boala. Oamenii din jur imediat veneau cu ispita. De aia s-a îmbolnăvit? De aia sau de aia? A înviat copilul?
Unde a înviat? În camera de sus. Ai vreo cameră din asta unde să ți se rezolve problemele? Copilul a înviat în camera de oaspeți. Acolo se rezolvă problemele. În camera de oaspeți. Pentru că acolo este efectiv numai ce ai făcut tu pentru Domnul. Și acolo este loc să învieze copilul, să se vindece copilul, să fii păzit de vrăjmași și să rezolve multe, multe alte probleme. În camera acolo l-a pus. De ce nu l-a pus în altă parte? Eu pot pune și altfel. Că aia era cea mai frumoasă cameră, că morții se pun unde camera cea mai mare, cea mai bună, nu? Oricum aș pune tot bine de. Oricum pui că a înviat în camera unde a dăruit-o Domnul, oricum acolo a fost cel din tâi darul ca pentru Domnul. O a doua răsplată, citim în capitolul 8 de data aceasta, măcar că erau bogați, a venit o foamete. Că și foametea când vine nu-i cruță nici pe bogați, că vorba românului, nu-i puțin să n-ajungă, nici mult să nu se termine. Cât e cineva de bogat, bogăția își face aripi. Și cât e de mare, e mai grea ca vulturul zboară. Se poate duce liniștit de la altul. Citim aici că Elisia a zis femeie, 8:1, scoală-te, du-te, tu și casa ta locuiește pentru o vreme unde vei putea. Căci Domnul va trimite o foamete de 7 ani peste țară și foamete a și început. Facem o paranteză și cum proroca Elisei și atât de mult ținea Elisei la această femeie. De ce ne-a spus? Du-te, mută-te în țara cu tare, pe strada cu tare. Du-te unde poți. Și ăsta e mesaj profetic, du-te unde poți. Nu întotdeauna Dumnezeu ne conduce cu lux de amănunte prin prorocie. Eu cred că Dumnezeu a dat o călăuzire acestei femei. Dar n-a fost toată prin prorocie. A fost esențialul, cheia. Ea să facă ce i-a spus Dumnezeu, dacă îi spunea și adresa și totul, era simplu, ca bună ziua. Unde mai era credința ei? Avrame, du-te într-o țară în care vă spui și vei locui acolo, acolo și așa. Atunci credința unde-i? Du-te unde poți și o să vezi unde poți, că eu o să merg înaintea ta. 7 ani de foamete, foamete a și început. După anii respectivi, spune versetul 3, femeia s-a întors din țara filistenilor și s-a dus să roage pe împărat pentru casa și ogorul ei. Și ce minune, extraordinar. Împărat stătea de vorbă cu Gehazi. Băi, dar cum și-au potrivit ăștia trei să întâlnească deodată? Că dacă se programau, nu știu dacă ar fi ca noi, ca românii, poate că unul întârzia. Dar uite, s-au întâlnit toți deodată. Și despre ce vorbeau? Și zicea, istorisește, te rog, toate lucrările mari pe care le-a făcut Elisei. Și pe când istorisea împăratului cum înviase pe un mort, tocmai a venit femeia. Îi călăuzește și conduce Dumnezeu lucrările chiar în lumea aceasta, chiar în afară de noi, le conduce? Fiți pe pace, le conduce. Numai că pentru a lui, cum spune Romanii 8:28, toate lucrurile lucrează împreună pentru binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. A lucrat și aici? Exact de asta vorbeau, măi. Ce minune. Și nu numai că vorbeau despre asta, putea să vorbească și la împărat să-i... să nu-i placă povestea asta. A, cu Elisei nu cred eu poveștile voastre. Dar Dumnezeu a pus în el un dor chiar atunci să-i se audă relatări din astea miraculoase. Și împărate, iată femeia și iată fiul. Împăratul a întrebat pe femeie și a mai pus-o să mai spun o dată, așa frumos. I-au fi spus mai frumos ca Gehazi, că Gehazi era așa mai un predicator mai cu probleme. Împăratul a întrebat pe femeie și a istorit totul. Apoi împăratul a dat un dregător căruia a zis, vezi, să se dea înapoi tot ce este al femeii acesteia, cu toate veniturile ogorului din ziua când a părăsit țara și până acum. Ce binecuvântare, auzi. Tu pleci în altă țară și ăștia se contabilizează la zi toate veniturile și când vii, pac, ți le pune amână. De unde asta? N-are asta face cu primirea de oaspeți? Nu se răsplătiți cei care primesc oaspeți? O să fie binecuvântați și o să vă întreacă pe cei care nu primiți. Fiți pe pace. O să fie mai bogați ca dumneavoastră în scurt timp, pe câțiva ani. Ce să vă fac? Dacă nu vreți să înțelegeți lecția asta cu femeia asta, că ea a început așa, cum a putut, și în urmă, totul le-a fost dăruit. Chiar cei de afară au lucrat pentru această lucrare. Chiar în timp de foamete. Este un cuvânt în psalm foarte frumos, hai să-l citim. Cum pentru Dumnezeu nu este foamete, la urmă urmei. 33 cu 18 și 19. Iată, ochiul Domnului privește peste toți ce se tem de el, ăștia sunt evidența aparte. Peste cei ce nădăjduiesc în bunătatea lui ca să le scape sufletul de la moarte, că o trimis-o să locuiască în altă țară, că or fi murit unii de foamete, și se țină cu viață în timpul foametei. Când Dumnezeu și în perioada lui Iosif în Egipt a venit foametea, lui Dumnezeu sunt încadrat special. Ieremia, amintiți-vă, s-a terminat pâinea din Ierusalim. L-au dus la închisoare și i-au dat câte o pâine, porții acolo. Să rămâne acolo pe ulița Brutarilor, capete-o câte o pâine până s-a terminat pâinea în cetate. Cine l-a ținut? Dumnezeu, slăvit să fie numele Domnului. Haideți să credem că și pe noi Domnul ne va avea în vedere.
dar mai întâi să avem noi în vedere lucrarea Lui. Ca Domnul să aibă ceea ce trebuie, casa Domnului și în urmă vom primi și noi cele cuvenite. O altă răsplată este răsplata veșnică. Astea două de până acum nici n-ajung. Cum zicea Botezătorul să spele picioarele lui Iisus, celelalte lucrări. Citim aici Matei 25, așa întreacă numai. Va veni judecata de apoi. Și se va aduna Fiul Omului cu Sfinții Îngeri și va începe. Versetul 35. Am fost flământ și mi-ați dat de mâncat. 36. Am fost gol, m-ați îmbrăcat, bolnav, ați venit la mine, în temniță și așa mai departe. Doamne, când? Când ați făcut la aceștia? Vor fi răsplătite astea în veșnicii? Da. Citim apoi Luca 16. O altă dovadă spusă de Domnul Iisus. 16:9. Și eu vă zic, faceți-vă prieteni cu ajutorul bogățiilor nedrepte, pentru că atunci când veți muri să vă primească în corturile veșniciei. Este un verset în Biblie, Iacov 2:13, citiți-l vă rog. Și cineva spunea că este cel mai ușor verset din Biblie. Cel mai favorabil nou verset din Biblie, o să fie mai favorabil că ăsta nu-i. Dar mila biruiește judecata. Mai nu scrie la aia din Matei 25 ce-a făcut, ce n-a făcut. Bineînțeles, există o legătură. Dar mila o biruiește judecata. Nu e asta cel mai frumos? E cel mai ieftin. Te porți cum poți, vine acum cu dorința de bine, dar prin milă biruiește judecata. Judecata normal te-ar da respins, dar pentru că ai avut milă, uite că se întoarce balanța. Mila are un rol deosebit, chiar la judecată. Mila biruiește judecata. Domnul se ne umplă de milă. Știți ce spune Mica 6:8? S-a arătat omului ce este bine. Deci mila, prima pe listă și dreptate. Să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Domnul să ne ajute. Cât ar fi de trist să locuiască la tine Iisus, să locuiască la tine oamenii Dumnezeu și tu să n-asculți de ei. Să nu fie și pentru tine mesajul lor. Ea a ascultat și a avut o încredere deosebită în Elisei. Mie mi se pare că ea pe Gehazi nu i-a dat o notă prea bună. Vă spun de ce. Ea, când a spus, în versetul 4:9, iată, știu că omul acesta nu al Dumnezeu. Cine a zis? Oamenii ăștia doi sunt oamenii Dumnezeu. Ea mi se pare că l-a cam descalificat așa treptat pe Gehazi. Știți când s-a dus să învie copilul? Citim aici în versetul 26, a zis Gehazi lui Elisei, acum aleargă înainte ei și spune, e bine? Și a spus, e bine. Ca și cum ar întreba un frate la care nu vrei să te mărturisești, soră, toate lucrurile sunt în regulă? Toate. Nu că îți, dar nu vrei să-i spui lui. Mă vine la Elisei, îmbrățișează picioarele și apoi spune versetul 30. Mama copilă a zis, viu-i Domnul și viu-i sufletul tău că nu plec fără tine. Acum nu știu, să nu judecăm mai mult decât e scris. Nu s-o vindica copilul prin Gehazi că nu era bun Gehazi, că nu a avut credință în Gehazi, nu știu. Dar în Elisei așa au crezut și așa l-au ascultat ca pe Dumnezeu. Și într-adevăr așa s-a și întâmplat, ca Dumnezeu, că numai Dumnezeu poate să învieze morții, nu? A avut o încredere și un atașament deosebit față de acest om al lui Dumnezeu. Au mers până acolo cu devotamentul ei, încât spune versetul 27 că i-a îmbrățișat picioarele, apoi 37, s-a aruncat la picioarele lui și s-a închinat până la pământ. Bineînțeles că nu a fost aceasta un gest de închinare înaintea oamenilor. Evident. Și împăratul s-a închinat mai târziu în cartea Daniel, înaintea lui Daniel. Nu știu exact cu ce gând a făcut-o el, cu zeitățile lui în cap, dar această femeie, ca și un respect, să zic, față de omul Dumnezeu. Aceasta nu înseamnă că vrem să spunem cuiva să închine când apar frații la ușă să vă închinați. Nicio problemă, eventual vă plecați să le faceți păpuci cu cremă. Asta e altă poveste. Nu să vă închinați, nu asemenea gânduri, ne trec prin minte. Și un ultim aspect, spuneam, încercarea. Noi uneori am vrea, cum au crezut diavolul că gândesc oamenii. Au zis, Doamne, te faci un târg cu Iov. Tu îi dai și el îți dă și normal, tot îi merg bine. Nu, Dumnezeu nu are târguri din astea cu noi, că acum dacă noi suntem, el e tata nostru, tata e profesor și eu sunt elev, o să-mi spui mie subiectul de la examen. Asta nu e profesor bun, asta e numai tată. Vine încercarea și peste unul și peste altul. Numai că ai Domnului scapă din încercare. A venit moartea și în casa ei, a venit și foametea în casa ei, dar a venit rezolvare pentru toate. Încercările vin și peste cel neprihănit, dar altfel se rezolvă. Altfel pune problema neprihănitul, nu cârtește. El are încredere în oamenii Dumnezeu și în lucrarea lui. Și a spus, fii pe pace, a rămas senină. A spus, am cerut eu așa ceva, dar acum, hai,
roagă-te dacă Domnul ne-a dat acest copil. Nu ni se spune că aici la foame te-a început să comentezi, să spună lui Elisei. De e posibil acum dacă te-am primit, acum cum mă trimiți în altă țară? Tu de ce să rămâi în țara asta? Cu ce trăiești tu acum? Ține-mă și pe mine, că și eu te-am ținut pe tine. Oh, s-a dus liniștit. A acceptat încercarea, dar a ieșit biruitoare din ea. Domnul să ne scoată și pe noi biruitoare. Există necesitatea primirii de oaspeți. Pentru că lucrarea Domnului se bazează pe misiune. În Vechiul Testament, prorocii mergeau dintr-o parte într-alta, dar în Noul Testament cu atât mai mult. Sunt oamenii care merg în evangelizare. Pe noi fronturi de evangelizare, oamenii care circulă de la o biserică la alta. Lucrarea Duhului este dată unii pentru alții. Și uneori prorocul nu-i pentru patria lui și se fac astfel de mișcări de trupe, dacă le putem numi așa. Și Domnul Iisus spunea în Matei capitolul 10, recomandând să fim primitori de oaspeți, pentru că vom fi răsplătiți ca și aceste familii. 10 cu 40 la 42. Cine vă primește pe voi, mă primește pe mine. Și cine mă primește pe mine, primește pe cel ce m-a trimis pe mine. Cine primește un proroc, în numele unui proroc, va primi răsplata unui proroc. Și cine primește un om neprihănit, în numele unui om neprihănit, va primi răsplata unui om neprihănit. Vedeți și aici spune să primești proroc și neprihănit, nu orice oameni. Numai așa dacă nu știi, până știi. Primești care răsplata lui, știți în Vechiul Testament. Unii mergeau pe front și alții rămâneau la calabalăcuri. Și cum împărțeau prada? În două. Primești un proroc și ai plata unui proroc. Primești un evanghelist și ai plata cu un evanghelist. Dumnezeu plătește la fel. Și la cel ce slujește ca la cel ce cârmăiește. Și versul 42, când a fost fratele Gheorghe Lazar de la Dobric, a fost la noi acasă, a zis către unul din copii, citește versul 10, Matei 10 cu 42 și îl împlinește. Și oricine va da de băut numai un pahar de apă rece, unul din acești micuți, în numele unui ucenic, adevărat spun că nu-și va pierde răsplata. Privește primirea de oaspeți de la un pahar de apă și până la o casă pusă întâi totul pentru slava Domnului, nu-ți pierzi răsplata, asta rămâne. Faptul că nu se pierde înseamnă că nu se consumă aici. Că dacă am primit numai aici răsplata, asta tot îi se pierde. Că pământul trece cu tot ce e pe el. Înseamnă că nu se pierde, că rămâne dincolo să fie răsplătit pe lângă ceea ce primim aici. Însutit, spunea Domnul Iisus. Un al doilea aspect pentru care este nevoie de lucrarea primirii de oaspeți este că în lucrare apare un schimb între material și spiritual. Citim câteva versete și apoi explicăm. Galateni 6 cu 6. Cine primește învățătura în cuvânt să facă parte din toate bunurile lui și celui ce îl învață. Adică unul îi dă învățătura în cuvânt și ăla să facă parte de bunurile pământești. Un alt verset. 1 Corinteni 9:11. Dacă am semănat printre voi bunurile duhovnicești, mare lucru este dacă vom secera bunurile voastre vremelnice. Nu e mare lucru. E un câștig pentru cel care... Băi, să dai pâine de asta să capezi pâine de cealaltă, dar ești câștigat, nu? Deci este un schimb de care e nevoie în lucrare. Unii vin cu bunurile lor pământești și alții vin cu bunurile lor spirituale. Și încă un cuvânt, Roman 15 cu 27, ai spune că e o datorie, nu numai așa ceva, dacă vrem. Negreșit, au avut ei bunătatea, dar era și o datorie față de ei. Pentru că dacă neamurile au avut parte de binecuvântările lor duhovnicești, este de datoria lor să-i ajute și ei cu bunurile lor pământești. Este o datorie. Dacă cineva ne dăruiește spiritual, cum s-a dăruit Elisei lui Israel, să dăm și noi. E ca și cu problema celor care sunt angajați bugetare. Păi ținem noi, plătește statul, învățători, funcționari publici și așa mai departe. Deci este o datorie. Noi beneficiem de serviciile statului, și ei beneficiază de aportul nostru fiscal care îl aducem la formarea veniturilor statului. Asta și este și în plan spiritual. Pentru că dacă vă amintiți de la daruri, când am studiat cele 15 daruri din Noul Testament, erau două dintre ele care formează suportul material financiar al lucrării. Mai știți care sunt? Dărnicia și slujirea. Toate celelalte spirituale, credință, înțelepciune, cârmuire, toate spirituale, dar două sunt materiale. Dărnicie și slujire. Și fără astea nu merge cealaltă. Nu merge. Că și dacă ne adunăm în aer liber, fără clădire, tot trebuie să mâncăm. Că nu suntem încă îngeri. Nu merg. Astea două sunt suportul material financiar lucrării. Se face o complementaritate, un schimb. Unii dau de unile și primesc de celelalte. Și aminteam noi la vremea cuvenită și eu reamintesc că cel puțin unul din acestea două, dacă n-ai
de unde să dai, unde să primești. Ca dărnicie, trebuie să slujești. Iar cei care se zic sunt infiri sau nu pot, la Dumnezeu le dă vreun alt dar. Se roagă să sprijinească credință, altfel să sprijinească lucrarea. Dar să nu uităm și de aceasta și chiar cu acest gând și verset vreau să închei, deschideți vă rog la Evrei 13, două versete ne interesează de aici, 13 cu 2. Să nu dați uitării primirea de oaspeți. Îmi spunea recent un frate, ți-am fost într-o localitate la biserică, la o biserică. Și știi, frate, sănătos. Și eu, ce le-am spus o poezie și au zis, frate, ne mai spune neodată. Dar la gata, și m-au lăsat-o și am plecat pe drum. Și unul a zis, dar frate, pe tine nu te-a luat nimeni, e caz recent de anul ăsta. Nu te-a luat nimeni? Nu, frate, hai la mine, eu am mai mulți vreți și copii, dar acum vin la... Nu, frate, da, mulțumesc, Domnul să-ți primească, eu mă duc. Și în București fiind, am spus localitatea, mergând singur s-a întâlnit cu un fost coleg de armat, care era pocăit și l-a luat de când am dorit să te întâlnesc. Dumnezeu nu l-a pierdut din vedere. Dacă noi uităm, Dumnezeu nu uită. Dacă noi uităm să primim pe Domnul, Dumnezeu nu uită. Și le pregătește o ieșire din criză, dar nu ne mai plătește nouă. Să nu uităm aceasta. Suntem tentați să uităm. Și Biblia ne reaminte să nu dați uitării. Și apoi versetul 13:3, din nou apare o remember, o amintire. Aduceți-vă aminte cei ce sunt în lanțuri. Sunt aici două situații. Nu uita să primești oameni la tine și nu uita la care nu poți să vină să te duci tu la ei. Nu uita să te lași vizitat și să vizitezi. Că dacă de asta ai uitat, ai rămas singur. Nu uita să primești și nu uita la care nu pot veni, du-te tu la ei, la care sunt temzi și bolnavi. Nici asta nu poți. Nu poți să primești, nici să mergi la ei nu poți. Că nu te-o trimis să-i vindeci, spunea cineva, și un adevăr. Nu scrie că, păi, eu primit în cer, că am fost bolnav, ați venit la mine, temniți și v-ați rugat pentru mine și m-am vindecat. Am fost bolnav. Nu, numai atât ați venit să mă vedeți. Mare lucru. Oricum, băia care se întorc nu pot să meargă. Păi, trebuie să-i vizităm noi. Să nu dăm uitări aceste lucruri. Și cum spunea Domnul despre o femeie care a avut dărnicie, Matei 26, Marcu 14, oriunde a fi provăduit Evanghelia să vă spune ce a făcut femeia aceasta. Oricât am trece în viață, să nu uităm de familia aceasta primitoare de oaspeți. Și Domnul să binecuvânteze familiile primitoare de oaspeți. Amin. Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.